Salutare lume, eu sunt Realischi și bine v-am găsit la o nouă serie pe acest canal cu jocul The Long Dark. Pentru cei ce nu știu ce este The Long Dark, dar marea majoritate cred că știu, pentru că am mai văzut youtuber care au mai făcut jocul ăsta, pentru că e un joc foarte, foarte tare. Și am decis să facem și noi, bineînțeles. Pentru cei ce nu știu, The Long Dark este un joc survival în care te prăbușești cu avionul într-o zonă în care toți au murit sau au fugit, nu știu ce s-a întâmplat, într-o zonă a Canadei, dacă am înțeles eu bine. Iar tu trebuie să supraviețuiești contra naturii și bineînțeles că sunt și lupi, că doar de ce nu, contra frigului, trebuie să-ți găsești mâncare și chestii de genul. Ce nu-mi place mie este că jocul nu este gata, este în... așa. Și avem aici story mode-ul care nu-l putem... juca. Așa că din păcate o să jucăm sandbox. Avem aici 3 dificultăți. Putem să le numim easy, medium și hard. Pentru că aici zice că este pentru playerii care sunt interesați de explorare și să supraviețuiască așa. Și aici zic că animalele sălbatice nu te atacă. În schimb aici te atacă, iar aici este un gameplay mai realistic. Aha. Dar este foarte greu, așa că noi o să jucăm pe normal pentru că nu suntem cine știe ce experți. Bun, putem să alegem să fim bărbat sau femeie. Noi o să fim bărbat. Și avem 3 mape. Mystery Lake, Castle, și nu mai știu, nu înțeleg litera aia, și Pleasant Valley. Eu aș vrea să le jucăm pe toate, așa că o să începem cu începutul. Mystery Lake. Deci putem muri, în momentul în care murim începem altă mapă și tot așa. Deci, hai să vedem. How long can you survive? Let's go. Ok. Și ne spawnară. Noaptea. Dacă apăsăm M, avem un kibri. What the fuck? Halloween-ul e peste tot. De ce pui mei beznă? Nici nu-mi face lumină, adică n-am decât să mă orientez după după cer. De ce ne-a spawnat noaptea, nu înțeleg. Să apăsăm tab să vedem ce avem equipment. Avem mănuși, ghete, chestii ciorapi. Ia să vedem, avem un petrol, chestii medicale. Ok, e paiure, adică nu vezi nimic. Așa, mașinile trec pe lângă casa mea. What the fuck? Halloween-ul! Doamne, am zis să fac ce-mi jocul ăsta, mai ales pentru că se apropie Crăciunul în vreo câteva luni bune, dar mai e destul, dar totuși am vrut să fac. Ce e acolo? O pădure tăiată? Deci, dacă știi cum mă bag cu ochii monitor, pentru că nu văd. Da. Pe shift alergăm, așa. Adică, gen, îmi place că clear cut. Da, sunt copaci tăiați aici. Oare găsim și noi ceva, o casă să lutăm? Aolo. Respira ăsta și m-am speriat. Credeam că e un lup. Pe dacă pică un lup acum pe noi, ne-a cam ras. Să mă uit în jos. Place că avem urme. E ceva tare. Nu multe jocuri se întâmplă asta. De exemplu, Minecraft ești decât un cap plutitor. Pe unde aș putea să iau? Voi dacă ați fi noaptea într-o pădure de genul ăsta, ce ați face? Să nu vezi nimic. Și să știi că poți fi atacat în orice clipă de lupi. Și că poți muri de frig și de foame, neavând mai nimic la tine decât în câteva chestii medicale. N-ai, bă, că n-avem nici pic de mâncare. Da. Să stai cu frica că poți să te pândească ceva și să iasă din orice colț al pădurii o creatură subalternă și să te muște de cur. Nu e frumos. Ok, păi n-am ce să fac până nu vine ziua. Iar luna este încă pe cer. Așa că putem merge decât mai în față, împiedicându-ne și să vedem ce se întâmplă.
Sincer, nu știu unde merg. Mergem destul de repede, după cum pot eu vedea. Încă o chestie, în momentul în care avem cât mai multă greutate, vedeți că putem să cărăm 30 de kilograme. Dacă depășim acea limită de 30 de kilograme, alergăm mai încet și obosim mult mai repede. Ceea ce nu este prea plăcut. Deci da. Come on. Ok. E foarte frumos. Jocul are o grafică cartoony, dar este o grafică foarte, foarte frumoasă și plăcută. Mie unul chiar îmi place. Și mie unul, acum, că tot am adus vorba de Halloween, mie frică. Nu, no, lumea, nimic. Acum, ce sunt astea? Lemne? Pietre? Lemne, bănuiesc. Dacă sunt lemne, s-ar putea să fie și vreo cocioabă să supraviețuim. Sau ceva. Adică e foarte iurea dacă ne spawna noaptea. Mă rog, încercăm să supraviețuim. Frigul se crește considerabil. Tipul ăsta îngheață. Și noi nu găsim nimic, pentru că e beznă. Vreau să o iau pe aici, pe stânga, să văd dacă găsesc ceva. Ah, n-ai, n-ai ce găsi. What? Eu pe ce calc? Ok. Doamne, bagă muzică creepy, dă-i și fugi. Clopote, ce pui mei, vii de aici. De ce bagă clopote? Nu. Ia, ascult, ia auzi. Auziți, bă, ce muzică creepy bagă. Doamne, ăștia au chef să provoace probleme cu inima. Doamne, ce muzică bagă. Ok, unde am ajuns? Sincer, dacă aș fi într-un moment ca ăsta, tot plăbea. Iar mă bălbaie. Ia, parcă am văzut un semn aici. Train loading area. Camioane. Vedeți? Camioane. Ok. Parcă începe să se lumineze. Mai vedem ceva. Ok, uite, e mult mai luminat acum. Nici nu știu unde merg. Aș fi putut să merg pe acolo, cred. Văd că și pe aici e un drum sau ceva. Uitați-vă cât e frumos e. Sincer. Adică, eu aș sta să observ peisajul ăsta. Aici e ceva? Nu e. Adică să... Adică eu zic să urmărim și în asta de tren este cel mai indicat, aș zice. Pentru că poate dăm de vreo gară sau nu știu ceva de genul. Nu mai văd și la. Mă rog, uite acolo. Ok, cred că în momentul în care eu m-aș prăbuși cu avionul într-o zonă ca asta, murind de frig, de foame, de sete și cu frica de lupi, tot ce aș face ar fi logic să supraviețuiesc, pentru că nu m-aș lăsa prea bine, prea ușor doborât de situație. Doar că aș cam face pe mine de frică și, să fiu sincer, în momentul în care aș găsi o casă, aș încerca să dau de un radio sau ceva de genul. Ce e asta? Un tren de urmat? What the fuck? Warmer. Ok. Păi nici nu știu pe unde să iau. Beznă! Mai suflă și ăsta și mai... A, nu, începe viscolul, fuck! De să-mi ia piciorul, cred că asta va fi o serie genială. Doamne, o să murim de frig. Sunt curios ce se întâmplă atunci când murim de frig. Haide. Cold. E rece. Ui, rece! Uite, mă, cum tântețește vreiul! Haide! Fugi! Noaptea, viscol, frig, foame, sete, frică de lupi. Ce-ți poți dori mai mult într-o seară de Halloween, nu? Cred că o să postez episodul ăsta de Halloween, nu știu de ce.
Bine, adică nu e, e opțional, adică... Casă! Casă! Du-te tu! Uite cum ne... Condition-ul este HP-ul nostru. Deci avem condition 100% momentan. Frigul este wow. Oh! Coșuța noastră! Cuibușor de nebunii! Unde intru? Nu văd. Front door, unde? Am intrat în casă, am intrat în casă. Doamne, cum s-aude discul, ce avem aici? What have we here? Da, caracterul mai și vorbește, asta avem antiseptic. Avem o sobă. Și vreau să menționez că îmi place stilul ăsta de a căuta prin chestii. Genial. Bă. O lanternă. Avem bandaje. Mâncare, mâncare. Ce mai e pe ce asta? Desfăcător de conserve, ceai. Aici avem ceva. Accelerant. Stai să luăm. Frigul scade, scade, perfect. Unde e, unde e, unde, unde, unde? Stai mă, că puteam să activez din butoane sau ceva, nu? Gata. Și acum avem și noi lumină. Opa. Aici sunt lemne, aparent. Să vedem ce e aici, un workbench. În workbench-ul ăsta poți să... Hope nobody needs this anymore. Scrap metal-uri. Asta e pentru crafting. Candy bar-ul ăsta luăm. Mulțumim. Un sweet kit. Water purification tablet. Da, cu asta purificăm apa. Pentru că putem să facem apă. Putem să facem apă. Putem să facem rost de apă și din zăpadă, dar bineînțeles că nu este potabilă. Trebuie să o fierbi. Și cu chestia asta nu mai trebuie să o fierbi, bănuiesc, trebuie doar să... Am găsit pantaloni, trebuie doar să pui... decât să o topești. Un bedroll, o carte. Ok, pe păi, mă, ne-am găsit loc de dormit, aparent. Ia să vedem, avem aici o sobă. În primul și în primul rând, hai să punem asta jos. Frigul Cold is scade. making my head feel thick. Ok. Avem un fleier aici. Ia să vedem, putem să bem chestia asta ca să ne crească șosete. Uite, aici avem sortată mâncarea. Hai să vedem. Mai avem oboseală, hunger. Deci avem foamete. Suferim de foamete. Hai să mâncăm asta. Noroc că am găsit desfăcătorul ăsta de conserve. Ok. Putem să mâncăm maxim 200 2500 de calorii. Avem hunger-ul bun, fatigue-ul nu-i bun. Hai să stingem asta și să ne culcăm. Bad. Dormim să zicem pentru 5-6 ore. Ok. Și dormim. Și cred că a venit dimineața. Am supraviețuit 8 ore și 15 minute. Problema e că e viscol afară. Avem hunger și sete. Nu avem nimic de sete, ce facem? Hai să mâncăm asta. Putem să facem ceai dacă nu mă înșel, nu? Da, hai să facem ceai. Putem să facem focul? Accelerant, ok, start fire. Ok. Problema e că nu ne ține foarte mult, deci adăugăm aici chestii și hai să facem ceai. Potipă. Oh, avem nevoie și de apă, uite. Atunci melt chestia asta. Melt. Nu, să știți. Gâții mătii. Nici nu cred că putem să facem. Na, genius. Avem foarte mare sete. Dar uite, zice aici, make you, uite, unsafe, adică nu e potabil, dar putem folosi de aici, water purification tablet și dăm use și ne purifică apa și ne-a purificat un litru de apă, poftim. Ne purificăm iară, că avem 5 litri de apă și noi avem 4 tablete, deci o să purificăm 4 litri de apă și o să rămânem cu litru de apă
nepota. Am safe. Ia să ne vezi, ne rămas aici 0,11 litri și aici 4 litri de apă de bună de băut. Și noi o să bem. Suntem șmecheri. Și o să mâncăm iar. Ok, și acum avem hangarul un pic mai măricel, dar nu e nicio problemă, că am lootat tot de pe aici. Hai să vedem ce putem crafta. Snare, asta e un fel de capcană, bănuiesc. Hook, asta e pentru pescuit. Line, ok. Aha, putem să facem cizme, mănuși, o bluză, torță, bedroll, ce asta? Bandaj. Ok. Și cam atât. Avem greutate 310 kg. Hai că... Ok, problema e că fără viscol, deci trebuie să ne grăbim într-un loc unde vedem o casă sau ceva să ne apere de foc. Ok. Frigul crește foarte repede și haideți să ne grăbim. Parcă am văzut, uite, sunt niște... Bun, și am revenit. Acum, unde am rămas? Un pic de așa, ok, gata. Fugim. Spre abis. Come on. Ok, nu mai e viscol. Ăla-i tata. Văd acolo, nu știu ce sale. Hai să mergem. Aparent asta ce e? O papură. Mystery Lake. Ah, nu, așa se numea mapa. Mystery Lake. Ah, ok, deci... A, asta se referă. Bun. Hai să... Tare mi-e frică în cazul în care ne întâlnim cu vreun... lup. Dar aparent nu prea sunt lupi. Văd acolo niște case sau ceva, dar noi o să mergem mai întâi la asta, că e mai aproape. Și după poate mergem și acolo. Sunt curios dacă se poate rupe gheața. Și gen să... Dar ce-i asta? A, e de-aia de... de chestie de-aia unde pescuiești. What the fuck, de ce... Ok. That'll come in handy. Da, da, hai, cu alarma, la mașină. Nu știu dacă se aude, dar... Pe înregistrare, dar... Mă rog. Ok, nimic aici, o sobă, nu avem nevoie de să facem focul, hai să mergem mai departe. Avem un flare, cu flare-ul ăsta ori facem lumină, ori putem să speriem lupii. Și sincer să fiu, de-abia aștept, deci... Iar face fițe alarma mașinii. Ok. Opa, ce e ăsta? I could use this. Ok, o rangă, asta e foarte bun pentru că putem deschide anumite chestii. Cloth, cu astea ne reparăm hainele. Din câte știu. Ia să vedem ce mai e pe aici. Opa, un glonț. Tic. Ziare. Așa, unde rămăsesem? Nu mai știu. Nu mai știu despre ce vorbeam. Nu mai știu. Mi-am pierdut ideea. Anyway. Hai să vedem ce se află în aceste două căsuțe urâte. Tare urâte. Sunt curios, frigul ne crește de două ori mai repede. Lake, cabin. O bancă. O bancuță. Hai să intrăm. Let's go! Ia să vedem ce-i pe aici. Avem lumină, dar noi vrem mai multă. Avem aici mâncare. Avem ceva care scârțe și mă sperie. Avem nimic aici. Astea nu ne interesează. Aici e dic. Aici un cloud. Și un pat. Hai, pa. Pace că e lupul ăla care, în loc de scrie loading sau ceva de genul, apare lupul ăla și e interesant. What the fuck, a drop frame. Ok. Fuck. Ce avem aici? Cizme.
Len. Nu mai avem chibrite, mă! Ne-am căcat pe noi. Ce faci? Chestii, scaune, mese, cu pahare, cutice, la ziare. Aici ce? Nimic. Paturi, perne. What have we here? Scrap metal-uri care nu o să le folosim pentru că n-avem nevoie. Uși. Avem de toate aici. Ok. Acum am lag în zona asta. Ok, ok, ok. Ne uităm în jur, să crezi că FPS-ul bănuiesc că ar crește. Ok. Am uitat să vă spun că jocul îl găsiți pe Steam. Aveți un link în descriere către joc. Nu mai știu cât costă. Nu, sincer chiar nu mai știu cât costă, dar... ce e asta? Dar mă rog, dacă îl vreți... Un om mort! Pe pația șdicu! Dacă ai ceva la tine, dacă nu dispari. Dă-te-mi. Am mâini. Ce e asta? Un topor! Lem! Ziare! Și-o prost. Ok. Unde mergem? Mai e ceva pe aici? Bănesc că nu. Avem un topor, bă! Și acum putem să distrugem chestii și să nu știu, să facem. Accelerant. Nu mai avem chibrite și... Nobody needs this anymore. Oh, mănuși, ok. Nu mai avem chibrite și nu mai putem face luminița. Ce asta, un ghiozdan? Zic că găsim ceva bun aici, nu? Ok. Hai să vedem cum stă cu hangerul. Hunger și sete. Hai să bem. Asta e cam stricat. Hai să le luăm după condiție. Asta e cel mai stricat. Deci hai să-l mâncăm. Pentru că dacă se strică de tot, nu-i bine. Asta n-avem de ce să-l mâncăm acum. Frigul e cam mare. Dar o să ne oprim. Mă scuzați. O să ne oprim. Prim la un moment dat ca să fac. Trebuie să ne oprim la un moment dat, am zis asta de 3-4 ori până acum, într-o casă ca să ne revizuim itemele și să ne îmblăcăm cu ce avem mai bun și chestii de genul. Îmi place că sucul ne dă și la calorii și ne dă și la sete în același timp. A început viscul, nu? Ok, nu, nimic. Ok, hai să ne punem în cur. Așa, dar nu, hai să ne punem frumos aici pe preș. Nu, hai că vreau pe preșul ăsta, că e frumos. Așa, punem frumos pe preș în fund și ne uităm ce avem. Ok, ia să vedem, avem niște șosete stricate. Avem aici niște mănuși 91% care ne dau 0,9 și 0,9, ale noastre ne dă 1 și 1. Deci astea le putem da harvest, frumos. Ok. Gata. Avem aici niște ăștia, ne dă 1 și 0 pentru viscole. Iar ăsta ne dă 1,4 și 0,7. Deci îi dăm year, iar la ăsta îi dăm harvest. Ok. Mai departe. Avem niște nodragi pantaloni 0,6 și 0, iar ăsta ne dă 1,3. Și 0,6. Iar asta îi dăm harvest. Ok. Mai departe. Avem o căciulă, avem șosete stricate. Ok, acum le putem repara. Toate chestiile astea. În primul rând aș vrea să reparăm ăștia pentru că sunt buni. Și le putem da repair și folosim sweet kit-ul. Sewing, chestii. Și dăm repair. Iar el coase acolo, el știe ce face și o repară. Ok. Nu mai avem leather. Aia am reparat, dăm aici cancel și acum l-am făcut la 2 și 1. Mult mai bun. Și sunt la 100% durabilitate. Mai departe, ăsta e la 92, n-am de ce să repar. Ăsta e la 96. Ăsta e la 73.
79. În primul și în primul rând trebuie să reparăm șosetele astea, deci le dăm repair. Pentru că sunt stricate și mai avem nevoie de șosete, ce-i drept. Ok, acum sunt la 89 și ne dă 0,9, ok. Trebuie să reparăm pantalonii ăștia. Hai să-i reparăm. Deci ce e sub 69? Reparăm. Ok, acum ne dă tot, ăsta ne dă 1,3 și 0,6. Dacă îi dăm repair. Acum ne dă, care erau ăștia? 2 și 1. Oho, perfect. Deci apăra și căciula asta, da? Hai să, nu mai avem cloturi. Ok, gata cu hainele. Acum, cum stăm cu papa? Avem foarte mare sete, hunger avem și oboseală. Deci noi trebuie să mâncăm și să bem. O să bem. O să mâncăm chestia asta. Folosim. Putem să folosim topol ca să deschidem conserva. Wow. Dar atâta timp cât avem ăsta, nu trebuie să folosim așa ceva. Ia să vedem, 600 de calorii, perfect. Ok. Avem, încă mai avem sete, n-am venit să bem apă. Mai avem 3 litri și cât bea ăsta? A băut cât a băut? 0,32. Avem 3 litri și 14, ăsta trebuie să-l purificăm sau să-l fierbem sau ceva, de ce nu? Ok. Ce avem aici? Ia să vedem. Avem aici lemne. După cum vedeți, mai avem, nu mai puteți să cărăm foarte multe. Avem aici un chestie. Asta să-i dau drop. Adică nu consumă mult, dar n-am nevoie de el. Clonțul ăsta îl păstrăm, înțeles. Bedrollul ăsta aș putea să-i dau harvest. Oh, 10 clouturi! Du-te tu! Ne reparăm hainele cu totul, gata. Tu l-ai, bă. Are un kilogram, e destul de greu. Uitați, așa ne afectează pe noi oboseala. Putem să cărăm din ce în ce mai puțin și după aia începe și aruncă itemele. Și nu, e aiurea. Ok, hai să ne reparăm, nu harvest, repair. Să ne reparăm fesul, bă. Avem nevoie de fes. După aia noi cu ce ne mai încălzim? Capul. Copuciu. Păi atâta. Așa le lăsăm, nu? Ia, acum iau. 1 și 1. Ok, avem oboseal mare. Dar încheiem și noi aici episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați comentarii, să vă abonați și să vizitați în descriere pagina oficială Realist Kid. E noapte. Așa, să vizitați în descriere pagina oficială Realist Kid, unde puteți fi la curent cu tot ce se întâmplă și cu tot ce va apărea pe channel. Încă dinainte să apar. Să fiți voi aia mai șmecheri. Eu am fost Realist Kid și ca de obicei vă zic, ceau. Stați, că nu așa se face. Ia uite, ceau.